Aș vrea să vă îndemn să vă ridicați și să dăm citire cuvântului Domnului care găsim scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, și vom da citire începând cu versetul 28. Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 28 până la 32, inclusiv pagina în Biblia Cornescu, 1010. Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 28 la 32, inclusiv cuvântul Domnului spune astfel. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. Vă vi să ocupați locurile. Acest pasaj pe care l-am citit niciodată nu va seca în învățătura pe care poate să o transmită Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos în edificarea ei, în sfințirea ei. Generații înaintea noastră au stat în fața aceluiași pasaj și fiecare din generațiile precedente, citind sau studiind acest pasaj, n-a plecat din fața lui fără să fi învățat ceva ziditor, fără să-i fi provocat pe cei care au ascultat la o schimbare în viața lor. Atât de mesaje, cred că ați auzit, în care se interpretează acest pasaj și se predică despre familia fiului risipitor, mesaje în care se predică despre tatăl sau mesaje în care se predică despre fiul risipitor în sine, pentru că el este protagonistul acestei pilde, de aici se cheamă fiul risipitor. Dar vă întreb, câți ați auzit mesaje în care să se predice despre fiul cel mai mare? De cel mai multe ori, el e lăsat cumva într-o parte ca un personaj care apare la sfârșitul pildei Domnului nostru Iisus Hristos, care are un dialog cu tatăl său și atâta tot. Ne-am gândit ce să predicăm, ce să învățăm de la acest personaj care îl prezintă Iisus Hristos. El a fost supus, supărat, dar supus. Din cuvintele sale îl percepem ca pe un personaj ascultător, servil, care își exprimă pe drept frustrarea la sfârșitul unei zile de muncă grea și obositoare, unde găsește în casa tatălui său pe fratele său și el este motivul bucuriei, în timp ce el îndura să ia și ția zile și niciodată n-a avut ocazia de bucurie la magnitudinea pe care o are fratele lui mai mic, care risipise în prostia lui toată averea tatălui său. Chiar dacă este această pildă a fiului risipitor și pe drept este intitulată de cei care au tradus Sfintele Scripturi, pilda Domnului Iisus Hristos pe care o adresează inițial fariseilor și cărturarilor care cârtesc la o parte că el primește la sine pe păcătoși, pe desfrânați și mănâncă cu ei, ne vorbește cu multă putere despre tatăl, ne vorbește cu multă putere despre fiul cel mai mic, fiul risipitor, dar ne vorbește și despre fiul cel mai mare. Ne vorbește despre ideile lui preconcepute cu care fiul cel mare se apropia sau încerca să se apropie de tatăl său. Care erau aceste idei preconcepute ale fiului mai mare despre relația dintre el și tatăl său? Răspunsul la această întrebare este atât de clar, mai ales când privim în versetul 29 pe care l-am și citit. Cuvintele sale din acest verset demaschează nu doar relația sa cu tatăl său, dar și impresia greșită și eronată pe care o avea el față de bătrânul tată. Cum ne dăm seama de acest lucru? Prin afirmația sa care este găsită în versetul 29 când el spune, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Prin însă și această afirmație ne putem da seama că de felul greșit în care fiul mai mare gândește despre tatăl său. Greșeala dânsului era că el se vedea lucrând în familia tatălui său ca un rob și nu ca un fiu. Prin definiție, dacă cineva lucrează ca un rob,
lucrează bine. Dar de ce? Răspuns, fiindcă vrea să atragă atenția tatălui său, vrea să atragă atenția celui pe care îl slujește, vrea să atragă atenția asupra lui. Greșeala sa era că el se vedea pe sine ca un instrument al tatălui său, ca o, dacă vreți, ca o sculă. Ce deducem de aici? El credea, fiul mai mare, că îl va satisface pe tatăl său. El credea că lucrul făcut îl va apropia de tatăl său. Avea impresia greșită că îi poate atrage atenția tatălui său numai dacă lucrează mult și bine. Aceasta era impresia greșită a fiului mai mare despre tatăl său. Întrebarea care trebuie să ne punem este, dar cui o adresează Hristos această pildă inițial? Și versetul 2 ne spune că o adresează cărturarilor și fariseilor. Mă întreb, cine erau fariseii? Partidul fariseilor se formase ca efect al întoarcerii din robia babiloniană și aceștia s-au trezit peste noapte cu o mulțime de oameni, un flux extraordinar de mare de oameni care veneau în Israel și habar n-aveau de legea lui Dumnezeu. Și partidul fariseilor s-a format ca să combată stricăciunea sau ideile stricate cu care veniseau acei oameni din robie din Babilon. Fariseii inițial au vrut să păstreze intactă și în întregime, putem să spunem, legea lui Dumnezeu. Prin separare, ei își creau propria lor neprihănire. Era o separare de păcat vizibilă. Nu este un lucru rău de dorit un astfel de lucru. La un moment dat, Hristos le spune în Matei 5:20, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va trece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu vă-ți intra în împărăția cerurilor. Iată, Hristos ia ca punct de reper, ca punct de referință, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, care să le pună înainte că ei trebuie să o aibă astfel, ba chiar să o întreacă pe cea a fariseilor și a cărturarilor. Dorința fariseilor nu era una greșită, ba chiar bine potrivită. Greșeala lor însă apare la momentul când ei se bazează pe apropierea de Dumnezeu doar și numai prin acestea. Domnul Iisus Hristos le spune în Matei 23:23, vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi dați zăceală din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai semnate lucruri din lege. Treptatea, mira și credincioșia, pe acestea trebuia să le faceți și pe acele să nu le faceți sau să nu le lăsați mai făcute. Dumnezeu, prin prorocul Isaia, cu 700 de ani înainte ca să se nască Domnul Iisus Hristos, zice în Isaia 29 cu versetul 13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Domnul Iisus Hristos spune aceste lucruri prin prorocul său Isaia cu 700 de ani înainte să se nască el. Ne-am gândit 700 de ani. Câte generații sunt în 700 de ani? Hristos se naște? Ne-am gândit lucrurile stau acum diferit. Este o altă generație. De atunci, de la Isaia până acum, au murit și s-au născut zeci de generații. Dar nu atât de repede. Domnul Iisus Hristos se întâlnește pe cărturari și farisei și aceștia, într-una din împrejurări, îl iau la întrebări prin afirmația, pentru ce uceniții tăi nu se țin de datina bătrânilor? Pardon, voi încă sunteți cu datina bătrânilor? 700 de ani au trecut de când Hristos, de când Dumnezeu vă mustră și voi încă sunteți acolo? Și prânzați cu mâinile nespălate, spun ei. Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharilor și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Concluzie? Nicio schimbare. Ce face Domnul Iisus Hristos aici, frate și surori? El demaschează pe cărturari și farisei, arătând întregului popor metoda lor meschină și plină de fraude cu care încerca și credea că se pot apropia astfel de Dumnezeu.
Fiul cel mai mare îl prezintă pe farisei sau pe partidul fariseilor și a cărturarilor, care s-au văzut slujind ca niște robi Tatălui Cerilor, crezând eronat că se pot apropia de Dumnezeu prin lucruri și slujbe. Slujirea sau serviciul niciodată nu sunt motivul pentru care am fost creați. Părtășia cu El este motivul creației noastre. Ei credeau, farisei și cărturarii, că Tatăl este rezervat doar pentru ei și El poate fi satisfăcut dacă te apropii prin servicii, prin ritualuri, printr-o manieră a unui serv, a unui rob, a unui instrument, a unui scule, lipsit de orice dorință izvorâtă dintr-o inimă plină de dorință. Total greșită și eronată percepția fariseilor față de Dumnezeu. Tatăl îi place părtășia și îi place să-și împartă viața cu copiii săi. Iubiți frați și surori, dar aceasta nu este imaginea doar a cărturarilor și a fariseilor. Adesea aceasta este și ideea greșită a acestei generații despre Dumnezeu Tatăl. Și nu zic doar despre cei din afara bisericii, ci și adesea celor din interiorul bisericii. Atâția sunt care își imaginează că pentru a satisface pe Dumnezeu, aceștia trebuie să facă o sumedenie de lucruri și lucrări, crezând că se apropie astfel de Dumnezeu. Ține minte, Dumnezeu nu urmează să te iubească după ce vei fi făcut un lucru sau o lucrare. El te iubește deja. Atâți au crezut de la credință, fiindcă n-au înțeles acest simplu, dar profund adevăr. Pentru a fi salvat, pentru a fi iertat, pentru a fi acceptat, Dumnezeu nu așteaptă să aduni merite. Căci dacă ar fi bazată mântuirea ta pe lucrarea ta, pe meritele tale, ea nu s-ar mai fi numită mântuire prin har. Și dacă mi se dă mântuirea prin ceva ce mi se cuvine, eu am fost cel ce mi-am câștigat mântuirea. Hristos n-avea nevoie să se nască și apoi să moară. Și astfel am ajuns la erezie. Fără să-și dea seama, trăiesc unii creștini în erezie nimicitoare, slujind ca robi, uitând că Dumnezeu are copii, fii și fiice pe care îi dăruiește din dragoste Fiului Său, Iisus Hristos. Dar pe lângă această preconcepție eronată a Fiului față de Tatăl Său, din cuvintele sale vedem că el are o înțelegere greșită despre Tatăl Său atunci când spune un alt set de cuvinte, tot în versetul 29. Eu niciodată nu ți-am călcat porunca. Cei mai mulți la auzul acestei afirmații a Fiului mai mare am început să aplaudăm. E un exemplu! E un fiu care niciodată n-a ieșit din cuvântul tatălui său. Oare nu orice părinte își dorește un astfel de prunc? Cum să nu? Toți vrem așa ceva. Băieți sau fete, că atunci când tu spui, automat să se ducă și să facă exact să nu repete a doua oară sau a treia oară. Eu mi-aș dori așa ceva. Și iată un fiul cel mai mare, care spune, eu niciodată nu ți-am călcat porunca. Ascultare, supunere, să nu ți iasă de sub cuvânt. Și iată totuși că acest fiu are în palmaresul său acest argument cu care se apropie ca să-l abordeze pe tatăl său. Vă întreb, ce este greșit în această ecuație? Răspuns? Felul greșit de gândire și de acționare a fiului mai mare. Vreți? El ținea cu rigurozitate toate cerințele exterioare care reveneau unor fii ascultători, dar nu avea nicio cunoștință de adevăratul spirit al ascultării. Cineva comenta astfel asupra acestui pasaj. Serviciul lui nu era nimic mai mult decât conformarea servilă la formele pietății filiale. Cu alte cuvinte, el era pâinea lui Dumnezeu numai când era în proximitatea tatălui său. Care-s greșelile lui? Și aceste greșele ar trebui să se ferească Biserica Domnului, întrucât le poate foarte ușor copia. 1. El a ținut regul, însă a arătat bucuria, sărbătoarea și relația. El a trăit cu impresia că Tatăl va fi împlinit de fermitatea, de curajul neclintită, de stoicismul lui.
El a refuzat oferta tatălui de a intra în sărbătoare, a ratat părtășia cu tatăl său și cu fratele său. Fariseii erau campionii regulilor, însă nu percepeau bucuria ucenicilor. Aducând în cadrul bisericii Domnului Iisus Hristos această problematică, putem spune că cel mai jalnic este când, de dragul regulilor, distrugem părtășia, disprețuim sărbătoarea și neglijăm iertarea. Cei care duc o astfel de viață, de cel mai multe ori, trebuie să trăiască o viață dublă. Una în familie, alta în societate. În societate liberi și alta în biserică, stricți literei legii. Nedându-și seama că trăiesc o minciună. Apostolul Pavel, știind de acest pericol, întrucât a fost și el, ba chiar cel mai întâietat din generația lui în fruntea fariseilor, scriind bisericii din Roma, le spune: să trăim frumos, ca în timpul zilei, Romani 13:13. Vă întreb, cum a umblat Enoch? Bă, știți cum? Geneza 5:24, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Cum a umblat Noe? Bă, Geneza 6:9, Noe a umblat cu Dumnezeu. La vârsta de 90 de ani, Dumnezeu se arată lui Avram și îi spune: eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Pisoare și surori, să trăim frumos. Dar apare o întrebare: cum? Răspuns: ca în timpul zilei. Când se fac, sau vă întreb, când se fac cel mai multe rele? Noaptea. Fiindcă tunericul ascunde răutatea omului și este nevăzută de ochiul omului. Biserica Domnului însă este chemată să umple, fie că este noapte, zi, dimineață sau seară, totdeauna ca în timpul zilei, fiind conștienți că trăiesc mereu sub lumina feței sale. Osgines a spus în cartea sa The Call, și am să citesc în limba engleză: I live before the audience of one. Before others I have nothing to gain, nothing to lose, nothing to prove. Biserica lui Hristos are o singură audiență, pe însuși Creatorul, de aceea și îndemnul este să umblăm, dar cum? Ca în timpul zilei. Noi avem o singură audiență, dar ne vede lumea din jur, așa cum a spus și fratele Vasile, ca să vadă faptele noastre bune, dar mai mult decât asta, noi avem o singură audiență, este însuși Creatorul. Nothing to gain. N-ai nimic de câștigat. Performanțele tale aici sau acasă n-au nimic de câștigat. Hristos te vede același. Nu-l minți. Pe om, pe mine, pe alții, pe frați și surori, da. Pe Hristos, pe Dumnezeu, da. Ai o singură audiență. Umblă ca în timpul zilei. Dar pe lângă faptul că fiul cel mai mare a înțeles greșit slujirea tatălui său, în casa tatălui său, și apoi relație cu tatăl său, prin supunere riguroasă, ne dăm seama că a înțeles greșit pe tatăl său când afirmă a treia afirmație, tot în versetul 29, atunci când spune: mie niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied. Putem clar vedea în această afirmație a sa mai degrabă un reproș, o învinuire, o mustrare pe care o duce el tatălui său. Textul grec accentuează pe mi, ca și cum i-ar fi zis: mie niciodată nu mi-ai dat un ied, mie nu mi-ai dat niciodată un ied. Fie că fratele mai mare își dădea seama sau nu, dar putem observa faptul că el era gelos de atenția dată fratelui său mai mic și probabil simțea că toată această atenție de fapt trebuia să fie a lui, a fost furată. El se plângea că nu fusese răsplătit nici măcar cu un ied, ca să nu mai vorbim de un vițel îngrășat. Fără îndoială, inima lui pândea și teama că reintegrarea în drepturile fratelui mai tânăr ar fi putut să mai însemne că tatăl ar acorda o parte din avere, care era acum legal proprietatea fiului mai mare. Putem să strage de aici că fratele mai mare vrea să spună că până și vițelul îngrășat, care era legal al lui, aparținea tot ce era în casa tatălui său lui, inclusiv vițelul îngrășat pe care l-a folosit într-o serbare cu fratele mai mic, l-a luat pe nedrept. Și tatăl său n-avea niciun drept să-l folosească pe acela.
pe acela și nicio altă parte a proprietății, fără consimțământul său personal. Dragi frați și surori, aceasta este nu doar o simplă pildă despre fiul risipitor. Domnul Iisus Hristos dezvăluie, dă pe față caracterul urât al cărturarilor și al fariseilor care aveau curajul să gândească că Dumnezeu este doar pentru ei. De ce? Fiindcă ei l-au ascultat și nu au ieșit din cuvânt și de aceea acum toate, prin faptul că au slujit ca robi, li se atribuie lor. Și el însuși este al lor. Fariseii și cărturarii îl meritau și au adunat suficiente merite ca să poată chefui cum vor ei. Mă întreb și vă întreb, cum voiau ei să fie felul lor de bucurie? Cum voia fiul cel mai mare să fie felul lui de bucurie? Cu tatăl în casă părintească? Nește, cum? Nu. No. Știți care era anturajul pe care dorea fiul mai mare și prin urmare cărturarii și farisei? Textul spune, să mă veselesc cu tata. Na. Să mă veselesc cu prietenii mei. I don't care about you. Nu pasă. Te-am spus, când era în proximitatea tatălui, era pâinea lui Dumnezeu. Când era departe de tatăl său, s-ar putea să și vorbi de rău pe tatăl său. Aici el pare să vrea să spună, în plus că partea lui în viață fusese tristă, a fost până acum plictisitoare și că îl invidia mai mult pe fiul său, pe fratele său mai tânăr, pentru timpul de destrăbălare de care se bucurase. El nu fusese vesel în servirea tatălui său, de fapt, se părea că nu-i plăcea tovărășia tatălui său, ci o prefera mai mult pe cea a prietenilor săi. Mielul care i-ar fi dat tatăl său, fiul cel mai mare, nu l-ar fi împărțit cu tatăl său, nu. El ar fi mai degrabă împărțit cu prietenii săi, prieteni la fel de rebeli și nemulțumiți ca și el. Cum trăia acest fiu mai mare, iubiți frați și surori? Trăia cu dorința neîmplinită și mereu cârtind. Repet, când era cu tata, era pâinea lui Dumnezeu. Când tata era absent, îl desprețuia, îl desconsidera și îl nesocotea. Ne putem da seama de această reacție a tatălui său la aceste trei afirmații ale fiului mai mare atunci când tatăl este șocat de afirmațiile lui și în versetul 31 din capitolul 15 spune: Fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Este ca și cum tatăl ar fi spus: Dragul meu, scumpul meu băiat, tu totdeauna ești cu mine. Un comentator biblic spunea asupra acestui pasaj: la data când tatăl împărțise averea sa și atribuise fiului mai tânăr partea lui, transmisese de asemenea fiului mai mare partea îndoită care îi revenea de dreptul de întâi născut. Susținea că tatăl fusese zgârcit este falsă. Proprietatea era acum a fiului mai mare și el ar fi putut să se veselească cu prietenii săi dacă ar fi ales să facă așa. Prin aceasta tatăl îl mai asigură că drepturile lui nu vor fi nici de cum lezate de reîntoarcerea fratelui său. Dacă acestea este ceea ce îl îngrijorează, poate să lase deoparte temerile lui și să ia parte la sărbătoare. Unul câte unul, tatăl dovedește că toate argumentele prezentate de fiul mai mare sunt neînsemnate și îl invită să ia parte la urarea de bun venit a fratelui său mai mic. Iubiți frați și surori, aceasta este ceea ce făcuse Hristos în fața cărturarilor și a fariseilor de nenumărate ori. Îi invita totdeauna să se bucure împreună cu îngerii la întoarcerea păcătoșilor. Îngerii se bucurau atunci când un păcătoș se întorcea și ei erau crunți. Nu le plăcea acest lucru. Și unica reacție a lor era să se supere, să-l învinuiască pe tatăl pe nedrept, că-l primește pe fiul cel mai mic, cel care se destrăbălase, își trăise viața în spurcăciune, care niciodată nu și-a dus piciorul în casa Domnului, în templu, n-a ținut cont de cuvintele lui și dintr-o dată, pentru el, el taie vițelul cel mai îngreșat care îl ia din proprietatea lui. Cum își permite? Câtă orbire, dar și ce paradox! Fiul mai tânăr nu a putut vedea ce are acasă decât atunci când s-a îndepărtat de casă. Fiul mai mare nu se bucura sau nu se putea bucura de ce avea tatăl
pentru că nu cunoștea inima tatălui. Vezi, fraților, orbirea are două cauze. Fiul mai mic, rebeliune. Fiul mai mare, religie. În concluzie, aș vrea să spun, câteva capcane din pilda fiului mai mare care îi paște și pe cei ce sunt ai lui. Unu, e să faci ca să fii fiul mai iubit și acceptat. Să faci ca să obții privilegii, statusuri, binecuvântările tatălui și așa mai departe. Și să faci ca să demonstrezi că ești ceea ce nu înțelegea fi. Păi, frate și surori, fiul cel mai mare nu fusese vesel în servirea tatălui său. De fapt, se părea că nu-i plăcea tovărășia tatălui său și o prefera pe cea a prietenilor săi. Și tatăl vine și îi spune: fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce este al meu este al tău. Amin. Amin.